Când tu erai fugit și a fost campionatul mondial din Italia, nu au încercat să te convingă să vii să joci pentru... Ba da, a venit nea Cornel Drăgușin și încă cineva. Da, au venit să mă... Dar n-a vrut să mă lase... Guvernul iugoslav n-a vrut să mă lase. Dar cum ai văzut pe mine în meciul cu Argentina, golul ăla? L-ai văzut? Aveați antenă de români? Știi unde ne uitam? În Iugoslavia? Eram la Belgrad și erau două, trei locuri unde emigranții când fugeau. A, unde stăteau? Un fel de lagăr. Lagăr, da. Un fel de lagăr. Da. Hoteluri mai vechi. Și erau foarte, foarte mulți români. Eu din satul meu, după mine, au plecat foarte mulți. Și veneau la stadion și mă așteptau. Când terminam antrenamentul, ziceau: Mile, te caută niște prieteni din satul tău. Când îi vedeam, ceva, am fugit. Dar pe unde se fugea așa ușor atunci? Păi se fugea peste și Dunăre. Peste Dunăre și peste acolo, din satul meu, puteai să fugi peste Nera. Dacă mi-ai zis că jucați fotbal aproape, erați pe graniță, da, acolo. Și... Mai dădeați mingea în Iugoslavia. Și au fugit foarte mult și mergeam la ei și m-am uitat la campionatul mondial în Italia. Dar m-ai văzut când am dat gol cu Argentina, te-ai bucurat sincer? Adică țineai și cu România, că știu că atunci când ai venit la Steaua, țineai cu Iugoslavia. Dacă juca România-Iugoslavia, țineai cu Iugoslavia atunci. Era cam... Păi, aveai puțin sânge, deci, nu știu. Sârbesc.